Festivalul Internațional de Folclor de la Târgu Jiu se încheie în această seară cu un spectacol grandios pe insulița de pe Jiu. După ce timp de 4 zile ansamblurile folclorice tradiționale internaționale și-au etalat și promovat portul, dansul și cântecul popular, acesta a ajuns la final. Organizatorii au dorit să împartă impresii cu delegațiile, în acest sens fiind organizată o conferință de presă. Și autoritățile au dorit să le adreseze mulțumire ansamblurilor pentru frumoasa manifestare culturală. Ați reușit ca în aceste zile extraordinare să dați culoare și să faceți ca orașul Târgu Jiu, orașul Târgu Jiu, să fie mult mai bine și mai plin de viață. Ca s-a dovedit încă o dată că perioada acestui festival a fost cu toți alături și că odată cu aceste manifestări, cultura și frumosul depășesc granițele și ne fac pe toți se pare că impresiile sunt foarte bune. În ce ne privește, totul a decurs conform așteptărilor și sperăm că va fi în continuare la fel de bine. Delegațiile au mulțumit totodată organizatorilor pentru felul ospitalier pe care l-au afișat pe parcursul șederilor aici și au promis că anul viitor vor veni din nou la Târgu Jiu. Am fost orientați pe partea de voastră pentru Ucraina și în ultimul rând am ajuns noi local, românii din dumneavoastră aici. Am avut o foarte mare plăcere și enorm nespus cât de bine ne-ați primit și cât de bine organizat acest festival. Îmi pare foarte bine și mă mândresc că suntem aici la voastră. Mie este o soare frumoasă, cu tradiții. Vor urca pe scenă în această seară membrii ansamblului artistic Doina Gorjului și artiștii Școlii Populare de Artă din municipiu.